case, este foarte bine să știm cum să o, cum să o analizăm, cum să o procesăm și cum să o argumentăm și la ce concluzii ne duce această informație. Iată, în 2003, autorul unui articol, mă refer la un suport metodologic extraordinar. Fără metodologie, asta ar fi cum o spunea Bertrand, da? Mai ar fi fără metode, cum am filtru pentru casă de sindicat. Iată, astăzi este o zi extrem de importantă, este și un an de la denașarea agresiunii pe scară largă a Federației Ruse în Ucraina. Este în același timp și un moment în care fac de altfel prima lansare a metodologiei. A existat o lansare parțială pentru că un târg de carte și, mă rog, editorul au insistat ca primele trei volume să intre o asemenea formulă în decembrie. Dar tetralogia nu s-a lansat nici măcar la București încă.